Bună ziua tuturor! Și acum ați auzit, ultima etapă Iași, o etapă foarte dificilă, multe abandonuri. O etapă care vrem să o dăm cât mai repede, din punctul nostru de vedere ca echipaj. Am evoluat foarte bine. Bineînțeles, am avut ceva probleme, dar până peste atâta suntem de drumul cel bun. Descurcăm tot mai bine cu mașinuța și la Cluj scoatem un rezultat bun. Așa cum ați auzit, echipa noastră a ocupat locul 23 general. Cupa nova, Cupa Logan a câștigat-o la Cosma. Noi am obținut 3 puncte. Iar la Cluj ne propunem cât mai multe puncte și o continuă apropiere de podium. Mulțumesc! Vlad Cosma este liderul autoritar al clasamentului pe Dacia. O nouă victorie la Cluj? Să sperăm, asta ne dorim. Venim după Iași unde ne-am îndeplinit parțial, să zic, obiectivul. Obiectivul pentru campionat l-am îndeplinit, dar nu ne-am îndeplinit obiectivul psihologic, să zic așa. Aveam o luptă de anul trecut cu Ișvan Șor și nici de data asta nu am reușit să ducem până la capăt duelul, din păcate. Nu mai contează. Urmează Clujul. Sperăm să fim pregătiți. Probele nu prea le știm. Anul trecut ne simțeam mai bine pregătiți. Dacă să mai mergeam la chestiuri, dar la întoarcere eram în dreapta de cele mai multe ori și, bine, lăsând gluma la o parte, probele sunt la fel ca și anul trecut, doar că în sens invers. Au unele capcane față de anul trecut, dar dacă anul trecut ne-am descurcat, sunt convins că și anul ăsta vom putea să avem aceeași evoluție bună și asta ne dorim, să mergem cât mai tare și să reușim să obținem o nouă victorie la cupă, dacă este posibil. La noi este mai ușor, nu sunt chiar 6 piloți care se bat pentru podium și atunci ne împărțim mai ușor locurile pe podium. La Marco și la Pontan este mai greu să-și împartă locurile pe podium între 6. Noi, ca de obicei, vom merge maxim și dacă Dumnezeu ne va ajuta, vom fi la final și pe prima dreapta a podiumului. Noi avem de făcut unele setări psihologice după Iași, dar sunt sigur că după primele probe vom fi la potențial maxim. Ei, Vlad, voi dacă aveți întrebări? Da, dar sunt lăsat comunicată în care echipajul nostru a confirmat participare la următoare 6 etape de Cupa Europa din Est. Este o parte din campionatul european. Campionatul european există campionatul european, zicem, cel mare și după există un campionat european împărțit din 4 zone diferite. Est, sud, centru și vest. Și noi am hotărât împreună cu patrii noștri să ne dăm anul ăsta, încercăm ca tinta să aducem Cupa asta pe l-est de Europa la Cluj. Primul raliu va fi pe asfalt în Bulgaria și începem din prima săptămână de august. Au trecut 2 ani fără vreo 4 săptămâni de când cineva de la voi n-a mai câștigat o etapă, vreți să stați până la Sibiu sau aici la Cluj? Se pare bun. Ce fel de răspundere să dăm? Sincer, din punctul meu de vedere și așa cum povesteam cu Marco, știi că la Timișoara am fost lider până cu 5 km pe final și am ieșit afară. La Brașov a ieșit afară Iarco. La Iași a ieșit afară Gâtufan și Porcișta a murit în cap de pod.
Asta oprind de mașinile din față. Sabo a avut un mare, mă rog, lovit un cap de pod, dar a avut șansa să se treacă pe sub mașină, deci n-a lovit nimic vital. Într-o zonă în care stau atât cu rândă diferențială de spate, pe lângă rezervor, deci a avut noroc. Noi n-am atacat așa de mult la Iași și de-aia nici n-am prins primul loc sau doar cu 2 ani. Marco a fost de câteva ori la limită. La felul în care se merge acum, locul întâi este o semi-loterie. Deci trebuie să ataci permanent, să ai șansa, dar nu greși fatal și să reușești să fii în proporție cât mai mare, dacă nu 100%, proporție de 70-80-90% la maximum de capacitate pe care l-ai tu și echipajul de concurs. Ținând cont de ceea ce am spus de traseu, că este foarte rapid de nivelat și foarte alunecos, diferența între a merge un pic safe și a merge la puriscuri asumate poate să fie și de o secundă pe kilometru aici, ceea ce înseamnă foarte mult. Deci probabil că toată lumea va merge în zona de risc sau semi-risc. Ce va ieși greu de anticipat, dar nu va fi deloc ușor. Erau niște filmări pe de 2-3 ani coborâre, dar aveam o zonă care se trecea 175-180 de km/h prin pădure, pe un drum de 5 metri lățime prin de copaci. În ce măsură cu pilotul poți să ții un ritm mai mare decât trebuie să fie? În ce măsură ieși riscul lui? Nu tot la primele echipaje se pune problema că copilotul se impună ritmul. Pentru că e un echipaj sudat și știu de comun acord ce au de făcut. Poate că se pune problema la echipajele mai puțin experimentate, dar copilotul poate să te facă mai rapid în măsura în care tu ești lent. Dacă tu oricum mergi la maxim capacitățile tale, n-are ce să facă copilotul. Poate să te întârzie că nu-ți mai dictează, dar nici aia nu e ok pentru el. Că... Da, cum zicea Bogdan, eu cred că anul ăsta, victoria, diferența între victoria și podium, și poate și locul 4, este foarte, foarte mică. Poate să fie 1% de hotărâre plus, sau poate să fie 10% de noroc. Pentru că trebuie și noroc. Și când, ca în fiecare sport, când suntem așa de mulți adversari la un nivel foarte aproape, nu doar performanța face clară. Eu nu cred că se castiga doar cu noroc, dar și noroc este foarte, foarte important. Așa, eu cred că și eu și Bogdan ne dorim de mult timp să castigăm și este sigur mai mult la noi că la voi ideea că nu suntem pe prima etapă de podium. Dar cred că și eu și el am demonstrat și am găsit de multe ori răspunsuri de ce am fost la fel de bun cu cine am scălcat pe podium și nu am urcat. Asta e motul suport, asta e fiecare suport de performanță. O să revenim cu detalii despre participarea Wintertest în Europene. Și lăsând o parte participările din campionatul mondial de anul trecut, care au fost foarte spectaculoase, aici sunt șanse să aduci cumva acasă. Asta este foarte important, să aduci cumva Europei de la Cluj. Așa încât să urmăriți și voi subiectul care merită. Și în măsura în care aveți timp și haideți pe clasă specială, pentru că eu cred că va fi interesant. La Fora, sâmbătă dumneavoastră, cât și la Iulius. Cea de la Iulius este ultima probă a raliului și prima lucru face diferența în clasă.